Salut, prieteni! Bine v-am regăsit din nou la rubrica de știri pentru copii. Eu sunt Ariana, iar în minutele ce urmează, stați alături de mine ca să vedeți ce surprize v-am pregătit împreună cu colegii mei. Timp de mai bine de o lună, circul din Chișinău va găzdui spectacolul Arena Bucuriei. Cintezele, canari, peruși sunt doar câteva specii de animale exotice pe care ați putea să le vedeți în cadrul spectacolului de acolo, dragi copii. Așa că nu ezitați să mergeți la circ în acest weekend, dar numai după ce urmăriți rubrica de știri până la final. Circul din Chișinău vine în această perioadă cu o surpriză de proporții, în special pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Durata spectacolului 2 ore. Sunt păsări animale, vreo 90 de păsări și animale mici. Cocostârci, bufniți, porumbei, cânișori, vulpi, sunt multe animale. Avem echilibriști, gimnaști, clovini, ce mai avem? Acrobați. Programul e foarte interesant, vă propunem să soluționați cu dumneavoastră. Arena Bucuriei este genericul spectacolului care va dura mai mult de o lună, și anume până pe data de 1 noiembrie. Costul biletelor e de la 250, 200 și 150. El de ce costă așa preț? Fiecare a doilea bilet avem acum promoție. Fiecare a doilea bilet e pe jumătate de preț. Teatrul Licurici a fost întotdeauna locul în care atât părinții cât și bunicii s-au simțit copii. Păpuși care capătă viață în mâinile actorilor, emoții, scenă, spectatori, cam așa arăta tabloul din spatele scenei. De curând, teatrul a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani, iar în săptămâna aniversară s-a desfășurat și Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși. Mai multe însă urmăriți în reportajul ce urmează. Bătrânul Licurici a împlinit în aceste zile 70 de ani. Deși este o vârstă remarcabilă, acesta este cel de altă dată, mereu plin de surprize pentru copii de toate vârstele și cu ușile larg deschise. Vino să-i urezi teatrului la mulți ani, iar el ți-a pregătit și un program mai deosebit. În această săptămână s-a desfășurat Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși, ajunse deja la cea de-a 5-a ediție. În aceste zile, micuții au avut posibilitatea să vadă spectacole prezentate de trupe de actori din țară, cât și de peste hotare, printre care spectacolul Luceafărul prezentat de Teatru de Păpuși Licurici, Povestea Șeherizade prezentată de Teatrul din Cluj-Napoca și spectacole muzicale prezentate de trupe de actori din China. Suntem, cum am mai zis, în plină desfășurare a Festivalului Internațional, unde timp de 7 zile, 14 teatre de păpuși din țară și de peste hotare prezintă micilor spectatori spectacole cognitive, spectacole distractive, muzicale, unele cu scamatorii, altele cu acrobații, unele cu magii, altele foarte sensibile. Deși Gala Internațională a Teatrelor de Luat Păpuși a luat sfârșit, Gazda Licurici rămâne cu brațele larg deschise pentru toți copiii. În fiecare sâmbătă și în fiecare duminică, la orele 11, teatru prezintă câte un spectacol. Și atunci, orice spectator, știind că sâmbătă noi prezentăm spectacole pentru vorbitorii de limbă rusă, pot veni
iar duminica tot timpul pentru vorbitorii de limbă română. În afară de aceasta, săptămânal, doar luni nu prezentăm spectacol, dar marți, miercuri, joi, vineri, noi prezentăm spectacole, ori în sala de spectacole, ori teatrul este la deplasare, prin localitățile Republicii, prin pe la școli, grădinițe, în municipiul Chișinău. Grăbiți-vă! Teatrul Licurici v-a pregătit noi surprize și vă așteaptă! Tot mai mulți copii își petrec timpul liber cu telefonul în mână, ori tableta sau, desigur, telecomanda de la televizor. Deși părinții sunt uneori încântați că odraslele lor se descurcă de minune în domeniul tehnologiilor, psihologii trag semne de alarmă. Stați alături de mine și urmăriți în continuare ce efecte negative au acestea asupra noastră, a copiilor. Secolul 21 cu siguranță poate fi numit secolul tehnologiilor digitale sau secolul gadgeturilor. Calculatorul, telefonul, televizorul, tableta, toate astea au invadat viața adulților. Mult mai grav este faptul că aceste obiecte fac parte nemijlocit și din viața copiilor, iar mașinuțele și păpușile de mult nu mai sunt o atracție pentru ei. Aceștia nu își pot imagina nici măcar o zi fără să nu privească televizorul cel puțin 4-5 ore, iar înainte de somn să nu stea în tabletă. Igor are 5 ani și merge la grădiniță. Dacă în fiecare dimineață copiii aleg să ia cu ei jucării, Igor își ia telefonul. Spune că este singurul obiect de care nu se plictisește. Mergeți cu telefoanele la grădiniță? La grădiniță joc în el. Dar pentru ce ți-ți trebuie telefon la grădiniță? Pentru dacă mă sună cineva să mă joc în el, să vorbesc cu el și dacă vreau pot să mă joc. Psihologii susțin însă că copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani au nevoie zilnic de minim o oră petrecută afară. Fapt despre care Irina, mama lui Igor, a recunoscut că ține cont mai des în weekend, atunci când are mai mult timp liber. La terenul de joacă din curtea lui Igor am întâlnit-o și pe Irina. Fetița are 6 ani și în acest an a mers pentru prima dată la școală. Deși are acasă atât telefon cât și tabletă, Irina nu merge cu aceste obiecte la școală, aceasta fiind o regulă stabilită atât de părinți cât și de profesoară, pe care ea o respectă. Voi aveți telefoane mobile ale voastre? Este al meu. Da, de acasă. Și voi mergeți cu telefoanele la grădiniță și la școală? Eu nu merg în școală, pentru că directoarea a spus că să nu mergem. Lucru pe care l-a confirmat și mama ei, Olga. La școală nu merge cu telefon mobil. Nu, eu nu da voie, că la școală e prea mică, asta e clasa întâia. La noi este la doamna profesoară, telefonul noi sunem, dacă ceva apropiem repejor, este bunica aproape și eu cu mașină pot orice moment să fim după dânsă. Tot are și telefonul și planșet are, dar nu dăm voie. La școală nu permite. Când vine vorba de copii mai mici de 9 ani, specialiștii sunt împotriva tehnologiilor digitale. Aceștia susțin însă că o oră petrecută în fața televizorului sau calculatorului este suficientă. De altfel, lucrurile pot avea un impact negativ asupra dezvoltării intelectuale a copiilor. Inhibarea abilităților de vorbire, deficitul de atenție, comportamentul agresiv sunt doar câteva dintre consecințe. Totuși, specialiștii menționează și de un aspect pozitiv al gadgeturilor, și anume că acestea contribuie la educarea copiilor, doar dacă părinții sunt în preajma micuților când aceștia stau în fața televizorului sau navighează pe internet și le explică tot ce văd pe ecranele digitale. Dragi prieteni, v-ați imaginat vreodată că există în lume jucării care costă aproximativ cam cât costă o casă? Dacă nu, atunci haideți să urmărim împreună un material realizat de colega mea, Patricia, despre cele mai scumpe jucării din lume.
Nu cred că există undeva în lume vreun copil căruia să nu-i placă jucăriile. În secolul în care trăim, putem găsi jucării frumoase și urâte, neobișnuite sau ciudate și, desigur, scumpe și chiar foarte scumpe. $7.5 milioane. Atât costă cea mai scumpă mașinuță din lume. Ați crezut că este un bolid în toată firea? Nu, este o mașinuță jucărie. Aceasta este o adevărată piesă de colecție, iar macheta ei a fost realizată din fibre de carbon, aur, platină, diamante și, desigur, pietre prețioase. Mașinuța este de model Lamborghini Aventador și a fost realizată în 500 de ore, cam aproximativ 21 de zile. Alta jucărie care costă nici mai mult, nici mai puțin, 18.000 de euro, este robotul Transformer. Acesta este de fapt o mașinuță sport care în 30 de secunde se poate transforma într-un robot. Mai mult, Transformerul se poate deplasa înainte și înapoi, dar are și în mână o armă de foc din care aruncă cu corpuri metalice. De renumitele păpuși Barbie. Unele fetițe chiar și dețin o asemenea jucărie în colecția lor. Cea mai scumpă păpușă Barbie însă este una specială, fiind împodobită cu diamante sclipitoare. Aceasta s-a vândut cu 300.000 de euro. Împătimiții jucăriilor de top au auzit probabil de masca lui Vader, una ciudată pentru mine. Masca a fost purtată mai mult în scenele de luptă. Jucăria valorează aproximativ $110.000. Cu siguranță pentru mulți dintre voi, Mickey Mouse este personajul preferat din desene animate. Dar să știți însă că cea mai veche jucărie de acest fel costă cam $83.000, așa că până o veți avea acasă, să nu uitați să priviți filmulețul cu desene animate. Timpul și preferințele se schimbă, de aceea nu uitați să fiți cu minți, să ascultați de părinți și poate în curând veți avea și voi una din aceste jucării chiar la voi acasă. Dacă va fi așa, cu siguranță veți fi cei mai norocoși copii. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această zi. Și nu uitați că vă dau întâlnire și data viitoare, tot în lumea copiilor, cu alte noutăți despre și pentru voi care sunteți cei mai fideli telespectatori. Pa, pa! Toate bune și nu uitați să fiți cu minți!